Da, las două sunele. Și veniți la Florești. Am două sunele. Da, chiar acum am povestit cu unul mare masior. A zis că e din București și aici de 7 ani în Florești. Face naveta de 7 ani, Cluj, Florești. Ești la spital. Da. Era bun un masaj. Și acum mă duc spre mănăstire. Ce am să zic? Astăzi e vinere. Și e vinerea biocică. Vinerea verde. Adică nu am plătit nici pe nouăle, că am venit cu nouă de la gara. Cei care vinzi de la gara spre mănăstirea Florești, veniți cu nouăle până capătul mănăstirului și de acolo luați M21 până aici. E strada asta sau? Da. Perfect. Acum în față e parcul și o luați stângă. Spre mănăstire. Florești, da. În față e parcul și se ia stângă. Da. Bine. Nu știu pe ce stradă suntem aici, dar suntem pe stradă bună. Da. În Florești. Mâine 1 aprilie. Da. Acum am dus să mă spovedez la părintele Visarion, duhovnicul meu, vă 3 ani. Îmi cer iertare dacă m-a supărat și să aveți un post bucuros în Hristos. Suntem în săptămâna Mariei Egipteancă, săptămâna 5-a, în postul mare. Seara asta e Denia Bune Vestiri. Nu știu dacă am participat vreodată, poate prin seara asta. Mă cam de pedalat de aici, pe jos vreo 3 km, da, până la mănăstire. Hai, Doamne ajută-ne, n-a bine luat nimeni. Și cum v-a zis, aici e parcul mare, deci e din Florești acolo. E baie, dacă vreți să mergeți la baie, o baie foarte faină. Și încolo spre mănăstirea Florești, uitați. Indicatorul 3 km, cum v-am zis, da. Da, am cer iertare, am uitat, cred că am cerut, dar o să mai încerc și acum o dată iertare. Dacă m-am supărat cu ceva. Da, blindați, mergeți pe strada Tăuțiului. Da. Aici e indicatorul primul, al doilea, cred că. Da, uite să cruce. Doamne, iartă-ne păcatele. Aici copiii se joacă în parc, e fain. Da. Nu mai vine rău la nimeni. Suntem în 31, ultima zi din martie. Da. Ce interesant că mâine Sfântul Ipatie, episcopul Gangrelor, hramul de la Sfântul Ipatie, mai bine că e spre stil vechi. Și Maria Egipteancă, da. Mâine, cred că astăzi Sfântul Ipatie, mâine Maria Egipteancă, da. Foarte tare parcul ăsta, fain. Mulțumesc Dumnezeu că e soare și fain. Da, distrați aici, în parc. No. Să aveți un post frumos de Hristos și mai bucurii. Să faceți fapte bune, moșilor, fără număr. Doamne, ajută-ne. Aici, la Părintele Visarion, să veniți la Părintele Atanasie din București. Haideți să vă spovediți la Florești, mănăstirea de la Cluj. No, aici, spatele meu, este mini market spre mănăstirea Florești. Mă cumpără pe ceva aici, o sticlă de apă. Scuze, scuze. Scuze, domnul. Și aproape aici, spre mănăstire. Aici văd că este și o pizzerie. Da. Bună. Da, ce pizzerie pe dreapta. Bine miroasă. Da, și o luăm încolo în sus. Avem de pedalat 3 km. Așa că spor la pedalat și la colindat. Aici azi niște case, parcă ești în Grecia, frate. Da, nu că ești în România. Zopa călărilor, mâine, aveți grijă. Cine mă păcălește? Oricum, tatăl mincine este Drecuș, așa că nu-i bine să mințim. Așa, câte o mică păcăleală, așa, mai merge, a? Bine, să mințim pentru Dumnezeu. Dacă mințim pentru Dumnezeu, înseamnă că băi, ai făcut fapte bune? Da, n-am făcut. Ești praf, mă, te-ai rugat? Nu m-a rugat. Dar tu, în inima ta, în camara ta, să te rogi fără număr și să faci fapte fără număr, deci. Da. Am vrut să mai zic ceva de Biblie legat. Am și eu acasă o Biblie, cea cu oceanul. Deci, în sensul că să nu interpretăm Biblia după mintea noastră, că ne înnecăm. Da. Faină. Da. Hai. Citim.
citim Biblia ca să ne ajute spre mântuire. Nu mai bine rău la nimeni, nu în Biblia ne mântuie. Întrebă asta. Tare. Da. Bă, au florit copacii, deci e super, e fain, mă. Primăvara o iubesc, I love you, Transilvania. Uitați ce tare e. Și cât simt soarelui. Soare acolo după. Dar aici e o grădiniță, de pe strada Tăuțiului. E o grădiniță particulară, da. Doamne ajută-ne. Ăsta e drumul. Da, și încolo. Aici e un drum în dreapta, care merge către Cluj, dacă cumva vin cu mașina pe acolo, da. Dacă ați vine pe aici, sunteți bine. De aici mai aveți 2 km din 900. Da, o să fie în patru indicator mare, așa că să vedeți.